Hainele cele noi ale împăratului. Poveste de Hans Christian Andersen. Cu mulți, mulți ani în urmă, trăia un împărat căruia îi plăceau așa de mult hainele noi, încât își cheltuia toți banii ca să le aibă. Singura lui ambiție era să fie întotdeauna îmbrăcat frumos. Nu-i păsa de soldații săi și nici teatru nu-l desfăta. De fapt, singurul lucru la care se gândea era să se plimbe în caleașca sa și să-și afișeze hainele cele noi. Avea câte un veșmânt pentru fiecare oră din zi. Și așa cum se zice despre un rege că e în cabinetul său, tot așa se putea spune despre el că împăratul e în camera de probă. Orașul cel mare în care trăia împăratul era un oraș foarte vesel. În fiecare zi poposeau aici oameni din toată lumea. Într-o zi veniră în oraș doi șarlatani. Păcăleau lumea că sunt țesători și că pot croi hainele cele mai frumoase pe care și le-ar putea imagina cineva. Culorile și modelele lor, mai ziceau ei, nu numai că erau din cale afară de frumoase, dar veșmintele croite din țesăturile lor aveau darul minunat de a fi invizibile pentru cel care nu merită să fie sfetnic al împăratului sau cel care era de-o prostie de neiertat. Asta trebuie să fie o țesătură minunată, gândi împăratul. Dacă aș purta haine făcute din materialul ăsta, aș ști cine nu-și merită locul în împărăția mea și aș putea să-i deosebesc pe cei deștepți de cei proști. Trebuie să-mi fac haine neapărat din țesătura asta. Și le dădu dinainte șarlatanilor o grămadă de bani a să se apuce pe loc de treabă. Aceștia își pregătiră două războaie de țesut, prefăcându-se că lucrează din greu, dar nimic nu ieșea de pe urma lor. Cerură să li se aducă mătăsuri din cele mai fine și țesături din aurul cel mai scump. Tot ce primeau puneau deoparte și țeseau la războaiele goale până noaptea târziu. Tare aș vrea să știu cum mai merge treaba cu hainele alea, gândi împăratul. Dar se cam codea să întrebe, amintindu-și că nu pot fi văzute de cei care nu meritau să-i stea alături. Și deși gândea că el, personal, nu avea de ce să se teamă, hotărâ că ar fi mai înțelept să trimită prima oară pe altcineva să vadă cum stau lucrurile. Toată lumea din oraș știa de însușirile minunate ale țesăturii și era nerăbdătoare să vadă cât de răi sau proști erau vecinii lor. O să-l trimit pe bătrânul și cinstitul meu sfetnic, se gândi împăratul. El e cel mai în măsură să vadă cum arată hainele, căci e un om inteligent. Nimeni nu înțelege mai bine decât el problemele împărăției. Bunul și bătrânul sfetnic merse în camera unde șarlatanii stăteau la războaiele cele goale. Doamne, apără-ne și păzește! Își spuse el deschizând larg ochii. Nu văd nimic! Dar nu suflă o vorbă. Șarlatanii îl poftiră amândoi să se apropie, întrebându-l dacă modelele și culorile cele minunate îi erau pe plac, arătând apoi înspre războaiele goale. Bietul sfetnic încerca din răsputeri să vadă ceva, dar nu zări nimic. Și asta pentru că nici nu avea ce să vadă. Doamne Dumnezeule, spuse el, se poate oare să fiu atât de prost? N-aș fi crezut vreodată așa ceva despre mine. Nimeni nu trebuie să afle. Se poate oare să nu fiu un sfetnic bun? Nu, nu, nu! Nu pot recunoaște că nu văd țesătura. Ei, nu ai nimic de zis? Întreabă unul din croitorii șarlatani în timp ce se prefăcea că lucrează din greu. O, e frumoasă,
Nespus de frumoasă, răspunse bătrânul sfennic, uitându-se peste ochelari. Ce model minunat, ce culori strălucitoare! O să-i spun împăratului că-mi place foarte mult țesătura. Ne pare bine să auzim asta, spuseră cei doi șarlatani și explicaseră iarăși toate culorile și toate modelele acestor haine. Bătrânul sfennic ascultă cu băgare de seamă ca să-i poată spune împăratului spusele lor. Și asta și făcu. Șarlatanii cerur acum mai mulți bani, mai multe mătăsuri și țesături cu fir de aur trebuințoase țesutului. Dar își păstrară din nou totul pentru ei. Nimic neșea din războaie, dar continuară să lucreze, ca și până atunci, la acele războaie goale. Nu după mult timp, împăratul trimise un alt curtean cinstit să vadă ce mai fac țesătorii și dacă țesătura era pe terminate. Întocmai ca și bătrânul sfennic, acesta se uită și se tot uită, dar nu zări nimic. Și asta pentru că nici nu avea ce să vadă. Nu-i așa că e frumoasă? Întrebară cei doi șarlatani, arătând și explicând minunatul model care, de fapt, nu exista. Nu sunt prost, spuse omul, dar ciudat, se pare că nu aș fi niciun curtean bun. Nu trebuie să afle nimeni de asta. Și lăudă țesătura pe care nu o vedea și își exprima încântarea față de minunatele culori și modelul fin. Arată nemaipomenit, îi spuse acesta împăratului. Toată lumea din oraș vorbea despre prețioasa țesătură. În cele din urmă împăratul vrut să o vadă cu ochii lui cât încă se lucra la ea. Porni cu alai mare de curteni, luându-i cu el și pe cei doi care fuseseră înaintea lui. Cei doi șarlatani isteți lucrau din răsputeri, fără să folosească însă vreun fir. Nu-i așa că e splendidă? Întrebară cei doi oameni de stat care mai fuseseră acolo. Maestatea ta, trebuie să admiri culorile și modelul. Și arătau înspre războaiele goale, crezând că ceilalți puteau vedea țesătura. Ce se întâmplă? Se întrebă împăratul. Nu văd absolut nimic. E groaznic. Se poate oare să fiu un prost? Se poate oare să nu merit să fiu împărat? Ar fi lucrul cel mai groaznic care mi se putea întâmpla. Într-adevăr, țesătura voastră întrunește pe deplin cerințele noastre, zise el întorcându-se către țesători, dând mulțumit din cap în timp ce privea la războiul gol, căci nu îndrăznea să spună că nu vedea absolut nimic. Toți cei de față se uitară și iar se uitară, dar deși nu vedeau absolut nimic, spuseră și ei cum spusese împăratul. Este foarte frumoasă, foarte, foarte frumoasă. Și îl sfătuiră cu toții să poarte minunatele haine noi cu ocazia marii procesiuni ce urma să aibă loc. Nu peste mult timp. E splendidă, frumoasă, minunată, se auzeau glasuri spunând. Toată lumea părea încântată. Împăratul îi numi pe cei doi șarlatani țesători imperiali ai curții. În noaptea de dinaintea zilei în care avea să aibă loc procesiunea, șarlatanii se prefăcuseră că lucrează, arzând mai mult de 16 lumânări. Lumea-i văzut ce ocupați erau să termine de cusut hainele cele noi ale împăratului. Se prefăcură că iau țesătura de pe război și că lucrează la ea în aer, tăind cu niște foarfece mari și cosând cu niște ace prin care nu era trecut niciun fir de ață. În cele din urmă, aceștia spuseră: hainele cele noi ale împăratului sunt gata. Împăratul și toți baronii săi veniră în salon.
Țesătorii țineau brațele ridicate ca și cum ar fi ținut ceva în mâini și spuseră: aceștia sunt pantalonii, aceasta este haina, iată pelerina, o țineau ei într-una. Sunt ușoare ca un fulg și trebuie să vă simțiți ca și când n-ați avea nimic pe înălțimea voastră. Tocmai asta le face așa de frumoase. Într-adevăr, spuseră toți curtenii, dar nu puteau zări nimic și asta pentru că nici nu aveau ce să vadă. Dorește maestatea voastră să se dezbrace? Întrebară șarlatanii, a să putem privi cum probați hainele cele noi în fața acestei oglinzi. Împăratul își dădu hainele jos, iar șarlatanii se prefăcură că îi pun pe rând hainele cele noi. Împăratul se privi în oglindă din toate părțile. Ce bine arată, ce bine șade, spuseră cu toții. Ce croială minunată, ce culori frumoase, sunt niște haine splendide. Maestrul de ceremonie anunță că slujitorii ce duceau baldachinul împăratului la procesiune erau pregătiți de plecare. Sunt gata, spuse împăratul. Nu-i așa că hainele mi se potrivesc de minune? Apoi se întoarse încă o dată la oglindă ca să creadă lumea că își admira veșmintele. Șambelanii, care trebuiau să-i ducă trena, își întinseseră mâinile până la pământ, ca și când ar fi ridicat o trenă și se prefăcură că țin ceva în mâini. N-ar fi vrut ca lumea să afle că ei nu vedeau nimic. Împăratul defilă la procesiune sub frumosul baldachin. Toți cei care îl vedeau pe stradă sau de la ferestre exclamau: într-adevăr, hainele cele noi ale împăratului sunt fără egal, ce trenă lungă, ce bine îi vin! Nimeni nu voia ca ceilalți să afle că nu vedea nimic, pentru că așa ar fi fost considerat nepotrivit sau prostul proștilor. Nici când nu au fost mai admirate hainele împăratului. Dar n-are nimic pe el, spuse în cele din urmă un băiețel. Dumnezeule, ascultați glasul unui copil inocent, spuse tatăl său, dar oamenii duceau mai departe spusele copilului. Dar n-are nimic pe el, nu are nimic pe el, începură să strige cât mai mulți oameni din mulțime. Împăratul fu foarte afectat de vorbele lor, căci se părea și lui că oamenii au dreptate. Dar își puse în sinea lui, trebuie să merg până la capăt. Iar șambelanii pășiră mai departe cu și mai mare demnitate, ca și când ar fi purtat pe brațe trena care de fapt nu exista.